8 august 2023. E 7 dimineața și mergem la aeroport. Plecăm din Bali și mergem în Singapore. Și ia priviți furnicarul. Priviți furnicarul de mașini și scutere și motociclete. Aveam un păr care mi-a ieșit din nas și apărea aiurea în videouri și în poze, dar mi l-a tras șefa afară cu penseta. Am ajuns în Singapore. Mateo, ia zi, ce s-a întâmplat la aterizare? A devenit foarte lipt. Să spar burlanul? Și plouă! Plouă tare, da! Așa că de la aeropoarte, aeroporturi așa și așa, prin Malaezia și prin Bali, am ajuns în cel mai curat și frumos aeroport din lume. Așa e supranumit aeroportul din Singapore. Wow, so beautiful. Aeroplane flying over, then at night 8 o'clock there will be fireworks. Super, mâine e ziua independenței aici în Singapore. Și o să fie artificii, parade, tot felul. Acest loc e recunoscut ca fiind cel mai educat și curat loc din lume. O să vedem dacă e adevărat. Dar la prima vedere arată impecabil totul. Christianity, we got a lot of different races in Singapore. Okay. Shinto. Shinto, you have Shinto? Shinto. Shintoism? No, that's only in Japan. Okay, so it's multiracial, it's not like Malaysia where it's mostly. Yep. Deci arată impecabil, zici că ne plimbăm prin grădina botanică. Așa e. Și în aeroport erau numai plante, palmieri. Extraordinar. Because of the rain. Da, ci că plouă în fiecare zi, dar plouă, e soare, plouă, e soare, de aia. You'll be surprised that now raining here, but when you reach a hotel, it might not be raining as well. Yeah. Normal că vegetația este așa de frumoasă și de luxuriantă dacă plouă și e soare de 20 de ori pe zi. Da, după 10 secunde nu mai plouă, e uscat. You are right. More, we have the sun, right? Asta e hotelul, dragi prieteni, se numește Fullerton și este un vechi hotel englez de 5 stele. Și primul lucru care l-am auzit din gura valetului de la intrare a zis: bă, voi sunteți români? Aici s-a cazat Adrian Mutu de nu știu câte ori. Ce a căutat Adrian Mutu în Singapore? Dumnezeu cu mila. Ideea e că a lăsat o impresie asupra valetului și a privit hotel. Ia priviți aici ce hotel. Wow! Am impresia că ești într-un templu egiptean cu coloanele astea așa de mari. Adrian Mutu a venit aici. Și nu glumesc. Da. Incredibil. Foarte frumos. Hai, Mateu, deschide tot. Acum pot să deschid ușa. Îmi aduce imediat pentru el. Ah. Ai schimbat pentru el. Tutu, tutu, una tutu. Ora, una tutu. Vreau să o fie de proxim. Mi-e tutu, mi-e tutu. Da, și le give us a view to the river. Wow. Mm-hmm. Că tu știi că n-am ieșit la pescuit și era râul ăla? Mhm. Frumos. Și ce ai găsit?
găsit vorbea. Oh, Chianti. Știi că doar tu îl cumperi tot timpul pentru exact, mine. Exact, ce chestie. Deci, mami e foarte fericită și te vă prezint fericirea mea. Nespresso. Fericirea asta. Cafeaua. Asta am avut la fiecare hotel, dar totuși asta e important să am hotel. Avem ceva? Acum e timpul să ne relaxăm. E tu fiind un pic, e tu vezi toaletă. Ba, eu nu pot. Ok, au venit cu lagă. Ai ceva mult mai nu? Nu. Era să dau cu capul de stâlp. Suntem foarte obosiți și flămânzi. Acum am ieșit din hotel și mergem să mâncăm. Dar hotelul nostru arată foarte frumos, că e clasic, stilul colonial. A zis, simte ce a zis taximetristul, că e unul dintre cele mai vechi hoteluri. Da, de lux. De lux, de aici. Și că au încercat să țină același model cum l-au renovat. Și că e unul dintre cele mai bune poziții. Bineînțeles, sunt și altele de pe aici, dar avem tot ce ne trebuie aici. Așa că am fost atât de excitat să descoperim Singapore, că nici nu s-a mai schimbat, nici nimic. Let's go! Nu pierdem un minut, așa-i? Da. Câte 3-4 zile? Avem 3 nopți, 4 3 zile. Nopți, 3 nopți. 4 zile, cum ar fi, știi? Da. Doar cu 3 nopți. Ok, let's eat. Barcelona. Uite, suntem atenționat că au vidre. Da, ce înseamnă asta, domnule? E paradisul tău. Da. Oana e foarte happy că ei îi plac vidrele. Dar dacă le și găsești, nu știu dacă o să le găsești tu aici. Mateo, shake hands with the fine English gentlemen, football fans. All right. And we can't even spot a player. All right. Thank you, boys. Thank you. Thank you, lads. Hey. God bless the king. But this dodgy guy is not English. God bless the king. All righty. The king, yeah, now he's the king. Dragi prieteni, 3 ore mai târziu, sau 4, am plecat de la terasă, ne-am făcut prieteni noi, oameni din Anglia, din Australia, din Franța, din Filipine. Yes, Franța! Cea mai bună! Adică acasă, fry rice with Thai style, vezi? Da! Da! Happy hour, my God! Da, deci ne-am simțit foarte bine. A fost chiar fain. Așa arată zona centrală din Singapore noaptea. Oraș foarte securitar, foarte curat. Deci nimic de spus, sincer, ca și Tokyo, poate și mai bine ca Tokyo. Nu, e ok, tati, hai! Copiii știu ce-i place lui tati. Din 5 milioane de singaporezi. No way, ai Turkish cuisine. Ai Turkish, da, știu că ai Turkish. Da, de ce e frumos aici că 2 milioane sunt albi, adică albi. Ai americani, europeni, turci, libanezi, ai...
Mâine. Mâine. Mañana. Jorge, está para ti, señor. Haldi a la mexicana. Wow, haldi mexicana. Mai da. Ia uite ce e aici. Mexican food for you. Ai, ce Peking duck. Excuse me, bro. Ce? Și cum faci în India? Cum faci în India? Mami? Mami? Cum faci? Nu pot să fac. Dacă mă nu face, faci chicken. Are butter chicken. Are aloo chicken tikka masala. Very good. Și are non-vegetarian kebab platter. Kebab! Okay. Lasă că îi trece, hai! Îi trece! Uite bă, sultan, bă! Bă! Sultan! Din Kazakhstan? Sultan! Sultan e turkish, mama, sultan! Așa sunt tilapia! Tu pot atinge! Uite, apăsă! Dragilor, priviți! Priviți ce frumos poate să arate acest centru. Hai, Mateuț! Mateo, vamo! Ce frumos e! Îmbace? Vei îmbace? După aia, hai! Olivia mă iubește doar când e obosită. Tati, bace. Ce frumos e. Dacă Tokyo ne-a copleșit, ei bine, Singapore ne-a copleșit. Găsim. Eu acum îmi dau seama, aici în piața centrală au și un obelisc. Un obelisc egiptean care reprezintă un simbol falic. Thank you, ma'am.
Dragi prieteni, suntem cu toții copleșiți. Bine, copiii nu-și dau seama, ei săraci nu înțeleg unde sunt, pe ce lume se află, dar să te afli în buricul Asiei și să ai asemenea cultură și curățenie și... Artificiile? Ah, waterfall. Da, mă, e zi, mă, fântânile arteziene. Da, să te afli în... Wow, da. Da. Ideea e că am mai spus în câteva vloguri că omul sfințește locul și vedeți foarte bine că Singapore este un stat liliputan. Este mai mic ca Montrealul ca și dimensiune, dar aici vin milioane de oameni din America, din Europa, din toată lumea și sfințesc locul. Poftiți! Și nu există probleme, nu există conflicte, nu există rasism. Fiecare își vede treaba lui. Încercăm să nu poluăm, încercăm să fim... să coexistăm. Ia priviți. Priviți frumusețe de oraș. Fantastic. Fantastic. Singapore. Da. Tokyo m-a dat pe spate. Seul m-a dat pe spate. Kuala Lumpur m-a dat pe spate. Bali m-a dat pe spate într-un fel sau altul, cu bune și cu rele, dar sincer aici nu știu, wow. Deci n-am cuvinte efectiv să vă expun ce simt. Și am văzut câteva țărișoare, am câteva la activ, dar Singapore este wow. Wow. Și acolo este faimoasa clădire, trei turnuri legate de o piscină la mijloc. Dunga albastră e o piscină. E ireal. Ireal. Poate ajungem și noi. Vă mai arăt și asta și ne vedem mâine dimineață.